Încă două decese provocate de COVID-19 au fost înregistrate în Republica Moldova. Este vorba despre o femeie de 72 de ani din Chișinău și o asistentă medicală de 41 de ani din Cahul. Victima din capitală suferea de diabet zaharat și insuficiență renală cronică. În total, 145 de persoane au fost răpuse de noul tip de coronavirus. Alți 249 de bolnavi infectați cu noul coronavirus se află în stare gravă, iar 29 de pacienți sunt conectați la ventilatoare mecanice. Totodată, 490 de persoane infectate cu COVID-19 sunt în stare de gravitate medie, iar restul pacienților sunt în stare satisfăcătoare. Ministerul Sănătății mai anunță că pe parcursul zilei de ieri au fost externate 89 de persoane, iar bilanțul celor vindecați a ajuns la. 1747. În total au fost confirmate pozitiv 4476 de persoane, 555 dintre acestea sunt din regiunea transnistriană.